Homo valahicus, Petru Creția Există atâtea definiții ale civilizației încât o cercetare a lor aici nu i-ar fi cititorului de niciun folos. Intuiția comună ajunge. Și mă voi mărgini la necazurile noastre, încredința de faptul că, pe măsură ce ne vom cunoaște mai bine, lepădându-ne de orice trufie, vom mai putea îndrepta câte ceva. Nu e oare mai bine ca în loc să ne conferim blazoane iluzorii să învățăm mai bine ce suntem cu adevărat? Nu există vindecare decât prin adevăr, dar adevărul nu trebuie spus cu încrâncenare, ci cu înțelegere și cu dragoste și nu fără zâmbet. La noi lucrurile nu se îndreaptă când cineva își arogă rolul de a biciui, scrâșnind moravurile de undeva de sus, din transcendența unei conștiințe presupuse fără greș. E bine să ne judecăm cu dreptate, noi pe noi înșine, sperând că orice act de cinstită și lucidă cântărire de sine va da cu vremea roadă în imanența conștiinței obștești. În materie de civilizație nu stăm prea bine, de ce să ne mințim? Pricine ar fi destule. Urbanizarea pripită închiderea țării față de lume, șubrezirea instituției familiale, nivelul scăzut de trai și de luminare, absența unei conștiințe clare a relației dintre individ și stat, dăinuirea unor vechi și mentalități. Dar, oricare ar fi cauzele, fapt este că stăm prost, nici nu știi de unde să începi. Uite, dacă tot ne lăudăm că de la râm ne tragem, să de la drumuri. Unul dintre prestigiile civilizației romane au fost șoselele, podurile, viaductele, făcute să ajungă pretutindeni și să dureze viacuri. Iar drumurile noastre sunt ca vai de lume, șosele deficitare și restul făcute din hârtoape, praf și noroi. Căile ferate nu sunt rele, dar ce circulă pe ele este dezastros. Vagoane hodorogite și prădate, peste măsură de murdare, de întunecate, și iarna de reci, ca la vreme de război. Rulează așa la nesfârșit, sălbăticite și uitate. La fel cu instituțiile publice, în care paragina și ponosirea se iau la întrecere cu reaua organizare care pare de-a dreptul dușmănoasă. Cos grele și haotice, un mare zbucium zadarnic, alergături bezmetice și fără noimă, timp pierdut, vorbe proaste, confuzii și erori. Și dacă tot vorbim de instituții, să nu uităm de una socotită drept indicele de civilizație a unei comunități. Cabinele publice cu destinație sanitară, Câte dintre ele nu au devenit locuri de pedeapsă ca bolgile lui Dante, haznale abjecte consacrate scârnei, duhorii și muștei? Poate și de aici, dar nu numai, faptul uluitor că poți vedea adesea bărbați uneori cu o înfățișare respectabilă, ușurându-se în plină zi de udul lor lângă vreun stâlp sau gard în văzul copilor de școală pentru că e departe de a fi vorba în țară la noi numai de incuria și de stupiditatea instituțională. Nici omul nostru, ca ins, nu se lasă mai prejos. În mintea lui, bunurile publice nu sunt ale tuturor, sunt ale nimănui. Le strică și le devastează, fără mustrare de cuget, din nepăsare, din nepricepere, uneori din simplu vandalism. E drept că unele sunt privilegiate, nu le stric, ar fi păcat, doar și le însușesc. Nu de alta, dar le sunt de trebuință și nu costă nimic. Știu locuri circulate unde riști să cazi din 10 în 10 metri în câte o groapă, ca într-o capcană săpă, săpată de vrăjmaș. Capacele grele de metal de pe gurile de control ale instalației urbane de apă au fost până la unul furate. Dar ce nu se fură? și tot ale nimănui para fi omului nostru, dragul de el, spațiile publice, străzi, piețe, spații verzi, incinte, faleze, terase. Le consideră drept niște maidane care pot fi murdărite oricât și cu orice, de la mucuri de țigară până la dejecții. Un loc predilect de azvârlire și acumulare a resturilor de orice fel este cel din imediată apropiere a locurilor destinate tocmai pentru asta. Povestesc unii veniți de prin Germania cum e acolo, sunt uluiți de ce minuni de curățenie se pot vedea la nemți. Văzuți cu ochiul nostru, nemții par chiar nițel maniaci. Îți vine să te descalzi pe trotuar și de la o vreme ți se face frică, tu ravul tău și acolo ne e fiind de glumit și te întorci răsuflând ușurat la ale tale unde ți-e drag să trăiești pentru că multe alte înlesniri mai afli și te simți în largul tău. Omul acestor locuri are o relație specială cu norma, lege, regulă, prescripție. O relație confuză care îi vine din două direcții corelative. 1. Considerarea statului nu ca instanță de reglementare și de mediere, ci ca una represivă și spoliatoare, lucru nu fără întemeiere istorică, și doi, un sentiment excesiv al interesului personal imediat, din care omul nostru nu e dispus să sacrifice nimic în vederea unei reglementări publice și echitabile a intereselor individuale. Orice circuit prea lung de la profitul imediat, până la cel mijlocit de lege ne depășește imaginația, răbdarea și capacitatea de încredere. Dar chiar reglementările mai mărunte, care nu cer cine știe ce pătrundere, sunt considerate neavenite și încălcate cu seninătate. Parcă ți-e mai drag să fumezi acolo unde scrie fumatul oprit, să treci strada pe oriunde, să parchezi unde-ți vine bine, să intri pe unde se iese. Dacă de opreliș nu-ți pasă, îndrumările le ignori din principiu. Preferi să te descurci de-a să bați la prima ușă care ți se în cale, să încerci 5 ghișee sau 5 compartimente de tren, dacă nu 10 vagoane, până să-l nimerești pe cel bun, întrebând bezmetic în dreapta și în stânga, deranjând o mulțime de lume, irosind energia și timpul oricui. Preferăm un cadru mai lax, cu aproximații, toleranțe și derogări, cu mici ajustări și zăbave, cu alternative mai mult sau mai puțin ilicite. O ordine negociabilă. Orice rigoare ne strânge ca o încălțăminte prea mică, orice îngrădire prea intransigentă ne sufocă de parcă am fi claustrofob. Chiar simpla îndrumare ni se pare o privațiune de libertate. Pe cât de puțin îi pasă acestui popor de libertate, mare, politică, socială, civică, pe atât de mult ține la micile libertăți ale unei anarhii tolerante și joviale. Punctualitatea noastră lasă de dorit, iar omul punctual ni se pare maniac și ridicol. Cozile noastre, nu puține la mărfuri sau ghișee, sunt haotice și litigioase ca și felul cum ne purtăm în vehiculele publice, unde aglomerațiile, care ar putea foarte bine lipsi, generează animozități primejdioase. Într-adevăr, la greu de subtembelismul nostru, lăsător, izbucnește violența și brutalitatea, și atunci se poate vedea cât de repede spiritul patriarhal de origine rurală, bonomia și levantinismul pot degenera în barbarie. Totuși, stadiul cel mai ușor de atins la noi este acela pe care nu chiar degeaba îl vom fi numit țigănie. Individualismul obtuz care dictează atâtea dintre comportamentele noastre are drept principală manifestare lipsa de respect pentru ceilalți, pentru semenii noștri, deci cei care sunt ca și noi și ar avea în principiu aceleași prerogative, dar care au un cusur, acela că sunt alții. Nu vorbesc acum nici despre bădărănie, nici despre relații conflictuale, ci despre simpla și profunda nepăsare față de ceilalți. Față de timpul, de locul și de liniștea lor, de dreptul lor de a exista în sine, nu ca simple instrumente ale comodității năuce altcuiva tu, ca trecător, trebuie ai doma unui automat cu fise și fără să ți se înregistreze, nu zic serviciul adus, ci simpla existență, să dai ora exactă, foc la țigară, indicații rutiere, să spui cât costă cu tare lucru, al cărui preț e afișat, de unde l-ai luat, când va mai fi de găsit, uneori să suporți confidențe sau văicăreli. Mulțumiri Rolul tău odată încheiat, tu te resorbi neființă. Ești considerat ca existând numai dacă, lezat, protestezi. Dar atunci, statutul tău este acela al unei ființe supărăcioase, supărătoare și, în ultima analiză, de prisos. Aerul românesc de glasuri răstite care îți spun cu arțag. Dar nerăbdător mai ești, domnule. Ho, bre, că nu dau turcii. Dacă nu-ți place, ia-ți mașina mică. Ce ai, omule, că doar nu te-am omorât? Ce atâtea comentarii? Hai, moșule, mișcă-te că te caută moartea pe acasă. În general, se constată că ești prea sensibil, prea pretențios, prea nervos. Iar când te întorci acasă, afli de la vecinul tău cât de nemărginite sunt drepturile unui locatar. Acasă, la mine, fac ce vreau. Inclusiv zgomote infernale, duhori, inundații, incendii, scandaluri și păruieli. Dar n-ai voie să te plângi pentru că e în ograda lui și acolo se crede nu numai stăpân, ci și singur pe lume. Iar cu sine, cu buna lui voie și cu păcatele lui, Homo Hicus este extrem de tolerant. Mai puțin cu ale altora, iar atunci doar în virtutea unui pact nescris de complicitate generalizată, lasă-mă să te las, este o expresie în care reciprocitatea îngăduinței în rău se îmbină cu nepăsarea și ierta să-mi fie cu nesimțirea. În destule privințe, civilizația românească aduce încă bine cu o mahala degenerată. Nu zic a noastră fiind, ne este dragă și așa. Numai că dragostea bună înseamnă și voință de îndreptare, iar voința aceasta ar că am trebui să o găsim în noi și să o facem să opereze. N-aș ști să spun nici cum, nici când.